Hai să urcăm. Tot mai greu cu urcatul ăsta. Dar aici chiar nu e nimeni. Sau de la aici unde e adăpostul pentru oameni în vârstă și bolnavi. Lucrează, se lucrează acolo de azi departe. Uite o măicuță care strânge rufele. Bună ziua! Și ia să mergem. A început să apară, miroase mâncare. A început să apară floricelele astea sălbatice din pădurici. Ia uite-le. Albăstrelele. Și un bondar. Ia uite-l. Am prins? Da. Are treabă. Domnul bondar. Și acum pleacă în altă parte. Nu știe el coronavirus de porcărie, are el altele ale lui. Uite ce faine. Are pe spinare o chestie, cred că are polen. Mă gândesc. Nu pot să-l iau în mână, că nu știu ce-i cu el. Parcă e mai curat, mi se pare. Nu, doar mi se pare. Mă gândeam că e mai curat acolo. Totuși au adunat și au dat foc la... Și uite aici, verde. Verde, verde, ia uite. Ha, ce fain e. Super fain. Da, uite. Dumbrava. Dumbrava, dumbrava. Poate te-o curăța și pe tine cineva. Ar fi trebuit, cred că, exemplu, să-l dau eu prima. Vai, ce bine. Îți trebuie atât de puțin. Atât de puțin îți trebuie ca să îți găsești echilibru și să mergi mai departe. Ah, ce faci? Ce faci? Mă gândeam că ea e chef de joacă. Mă gândeam că e Patrocle, numai că tu cred că ești prietenul lui. Așa-i? Patrocle. Nu, ești Patrocle tu. Dar e bine că ai venit. Stai să-ți citesc? Ce cauți acolo? Hai că-ți citesc dintr-o carte faină, hai să vezi. Uite cât fum se ridică de la... de la focul ăla. Ce cauți? Bursucu! Tu cauți bursucu? Așa-i? M-aș juca cu tine, dar nu pot să pun mâna pe nimic. Că s-a isterizat toată lumea. Ce-ai găsit acolo? Mai, oi fi tu vreun purcel care caută trufe? Nu cred. Bineînțeles, mizerie. Dar asta e deja arhi cunoscut. Între frunzele de astea toamnă care au căzut, că iarnă n-am avut, au apărut floricelele astea frumoase, mărunte. Ce, tu ești o ia? După cum te manifesti, ești o ia. Deci nu ai... Ești prietena lui Patrocle, nu prieten. Prietena. Gata.
E clar. Hello! Ești curioasă? Cum te cheamă? Nu poți să-mi zici cum te cheamă. Dar n-ai nicio treabă. Cauți ceva printre frunzele astea? Ia uite. Cartea albă. Vezi, și tu ești tot un cățeluș. Nu ești tu chiar alb, dar pe aproape. Ia uite. Cartea albă. Foarte frumoasă carte. Da. Hai să citim din ea. Vrei să-ți citesc? Mă asculti? Stai și tu, ești curios? Ești curioasă, pardon. Că ești o ea. Am stabilit acest lucru. Bun, hai să ne punem pe trunchiul ăsta de copac, care nu cred că are nimic, și să citim.